Bună ziua, dragi prieteni! A sosit și momentul despre care v-am vorbit, live-ul de săptămâna aceasta, în care o să vă spun câteva lucruri și vă rog să-l distribuiți masiv. Deci, am putea spune că ne aflăm în pre-campanie. Cum bine știți, grupul de susținători PDP s-a transformat în ANC, Alianța Național Creștină. Și de ce Alianța Național Creștină? Pentru că suntem naționaliști și suntem creștini. De ce dorim să susținem această mișcare? Simplu, pentru că suntem creștini. Dacă nu susții pe creștini, înseamnă că nu ești creștin. Lucrurile sunt foarte simple. În cadrul acestei alianțe, am decis să susținem pe Călin Georgescu. Este ultima opțiune care a mai rămas pe paleta de candidați. Este singurul căruia am putea să-i dăm girul. El nu face parte din Alianța Național Creștină, pentru că m-ați întrebat unii dintre dumneavoastră lucrul acesta, o clarific acum. Domnul Călin Georgescu este susținut de Alianța Național Creștină, dar el nu face parte din Alianța Național Creștină. El candidează ca independent. Noi putem susține pe oricine, inclusiv putem susține pe cineva care n-a auzit de noi. E bine, acum că ați aflat aceste lucruri, v-aș ruga să vă mobilizați și să începem să ne regrupăm, să formăm grupurile din diaspora și din România. Acele nuclee județene, acele nuclee pe țări și pe orașe mari, Torino, Milano, München, Oslo, Paris, să reactivăm acele grupuri, pentru că foarte curând, imediat ce vom încheia listele de candidați pe județe, vom porni în trombă cu toate motoarele să facem publicitate acestui partid și lui Călin Georgescu, bineînțeles. Este șansa noastră de a schimba lucrurile în România. Dacă nu ne mobilizăm acum, în zadar a fost toată truda de ani de zile a dumneavoastră și a mea. Cu aceste lucruri vă las și eu cred că vom intra în Parlament. Avem aproape toate județele bifate cu candidați, dar mai sunt de făcut câteva corecturi pe aici, pe acolo, pentru că nici noi nu putem lua chiar pe oricine ni se oferă. Dragii mei, acum este momentul să vă mobilizați, sufletește, și când vă dau startul, când spunem acum pornim să distribuim mesajele care pornesc de aici, de la centru, atunci cu toții, armata aceea de mii de susținători, mii de creștini naționaliști, să pornească în distribuiri masive. Cu acestea fiind spuse, vă las și ne întâlnim mâine. Începând de astăzi, zilnic, sau chiar dacă nu pot zilnic, aproape zilnic, vom avea câte un mesaj scurt în care vă voi ține la curent cu evoluția evenimentelor. Dumnezeu să ne ajute!